Rotariu. Tricou cu Galatasaray. Pantelimon acum. Faulta mai dura lui Mera aici la jumate. Cel mai dur! Cel mai dur l-ai făcut! Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. În toată lumea și în toată țara nu e niciun de ca la Timișoara. Sunt cu Jojo, mergem să vedem încă o dată cum renaște Poli Timișoara, care este în Liga 3-a după ce a retrogradat anul trecut, și mergem chiar la meciul cu Peciu, joacă în deplasare la Peciu nou. Peciu care surprinzător a trecut de CSM Lugoj anul trecut din Liga 4-a și joacă acum în Liga 3-a. Vă dați seama, echipă de Liga 2-a anul trecut Poli și Peciu, echipă de Liga 4-a, se întâlnesc astăzi în Liga 3-a. Mister, ce zici de Poli, de Peciu? Nu e niciunde ca la Peciu nou, atenție! Ne-am pus din nou în mișcare pentru prietenul nostru Popaluca Răzvan, care ne-a invitat și nu puteam să refuzăm această invitație. El, plin de modestie, ne declara pe vlogul anterior că el chiar nu crede într-o promovare și uite că prin dăruire și prin profesionalism s-a scris istorie la Peciu nou și au promovat în dauna celor de la Lugoj, care aveau câteva sute de mii de euro la dispoziție. Așadar, fraților, asta înseamnă fotbalul. Cu profesionalism și modestie poți să ajungi departe. Te arunci la un pronostic, mister, azi? Dacă e să ne luăm după valoarea lotului, eu aș merge mai degrabă pe Peciu nou. Cei de la ASU Politehnica se vor prezenta cu foarte mulți juniori, cu juniori practic încă nerodați, necopți, și cred că totuși Peciu nou nu va pierde astăzi. Deși la pariuri sunt favoriți cei de la Poli, dar nu se știe cum... Cotele nu le facem noi, exact. Până la urmă realitatea din teren face diferența. Vedem, ne vedem la stadion. Veniți și băieții de la Poli acum. Fain autocarul, mister, a? Lipsește stema. Lipsește stema de la Poli, a? Nu știu dacă au venit spectatori sau au venit jucătorii. Vezi că te ia băieții de la galerie. De ce? Pe eu comentarii sunt prieten cu toată lumea. Uite, au pus scaunele de la Poli. Hai că îl filmăm acolo când ajungem. Scaunele la Poli, dar trecută când am fost la Peciu aici erau bănci de lemn. Și acum văd că sunt scaune ce au fost în tribună pe Dan Boldinișanu, din câte se pare. Cerințele. Da? Drumul către performanță începe în Liga 3. Da. Sau se vede și după cum s-au pregătit gazdele astăzi. Miza pe aici cu stegulețe, cu Peciu. Gazonul impecabil. Și acolo scaunele despre care vorbeam. Cam așa arată scaunele de pe, probabil de pe Dan Prădinceanu, pentru că așa erau și acolo. Apropo de asta, la Timișoara s-a aprobat planul pentru un nou stadion, stadionul Lego, care va fi cel mai mare după Național Arena. Ce zice, se face stadionul? Păi poate după atâtea ani o să avem și noi fotbal de calitate în Timișoara și nu vom mai fi nevoie să mergem la Arad să vedem fotbal de Liga 1. Paul Codrea, fost internațional, actual antrenor la Poli Timișoara, inspectează un pic terenul. Ne-am așezat și noi aici în tribună, bate vântul, dar este cald, destul de cald, undeva la 20 de grade, cam așa zic eu. Tribune pentru culturiști, trebuie să ne punem pe slăbit, de-abia am intrat printre scaune. Ca pe San Siro, cum aveți locul pe canal, când n-am avut loc acolo, am stat într-o parte. Tribunele încă sunt goale, dar deja ne simțim cam înghesuiți. Am ajuns cu o oră și un sfert mai devreme să prindem loc aici. Acolo vor sta suporterii celor de la Poli, în acel țarc format de jandarmerie, acolo e și jandarmeria. Cam asta e situația, acolo oficialități au rezervat de la Poli, au rezervat pe scaune. Vedem. Pierde Peciu nou.
Avem aici locul 2 cu locul 3, Poli Timișoara locul 2, Peciu locul 3, deci meci destul de strâns. Vedem, sperăm să avem goluri și spectacol. Domnul Iosif Rotariu, tricou cu Galatasaray. Au ieșit și echipele la încălzire. Începe și meciul. A strâns lumea. Galeria lui Poli acolo. Gol de pe. Ce zici, mister? Deschidere rapidă de scor. Eram concentrat pe semințe, nici măcar n-am văzut golul. Noroc că filmai tu și o să vedem acum reluarea. Am fost inspirat de prima fază la care am prins filmarea. De viață. Oi, ce ocazie! Scutaru și Mera, fundașii celor de la Peciu. Greu să le dai gol. Paul și galben Scutaru. Hens și galben. Ce ocazie are Peciu imediat după lovitura liberă. Peciu, minutul 40.
sper, ți-a plăcut golul 2. Dacă l-aveam la super avantaj, biletul deja ar fi fost verde. Mai revine Poli. Unde se revine? Ha? Poate pe tabelă cu un gol de onoare. Vedem, vedem, suntem aproape de pauză. Faulta mai dură a lui Mera aici la jumate. Gata, prima repriză. Poli cu posesia, Peciu cu golurile, nu? Asta am vrut să zic și eu, echipele s-au completat reciproc. Ăștia de la Peciu au venit cu fotbalul, Poli a venit cu atmosfera. Da. Ce zice, repriza a doua, mai vedem goluri? Da, s-ar putea să bage și Poli un gol, dar numai dintr-o fază fixă. Ăștia de la Peciu nou chiar se pricep. O mai înțeapă o dată, Peciu. Se vede că băieții sunt totuși la team chemistry, stau foarte bine. Da, cei de la Poli nu se prea găsesc. Poate dintr-o fază fixă, lovitură liberă, un corner, dar cam greu cu mingea la Poli. Vedem repriza a doua. 3-0, nici n-am prins. N-a început bine repriza a doua, minutul 45. Pantelimon. Ce să mai zic acolo? În alti Poli. Aproape de minutul 60 și gol! Se stă și pe mașina de nisip. Caz e mare! Încing spiritele la Peciu. Într-un faul. Hai să plecăm. Wow. Gata meciu. Ce se zice Peciu? Poli Timișoara 3-1. Mera și Scutaru chemați să salute galeria aici de cei de la Poli. S-a văzut. Un galben s-a luat aici în prima recuperată. Era un galben aici. Cel mai dur l-ai făcut. Ai intrat cu scopurile, ai luat la scopul afară. Thank you.
E bun asta. Să nu se dea o copulă, să nu se dea. Să nu luăm duchii, să nu intre așa. Bă, nu te picerea fotbal. Da, se ceartă un pic. Suportele vine și scutarul acum. Da, ați văzut acolo Mera, s-a certat cu un suporter, da, trece, se trece peste la supărare, cam așa e, mai multe detalii de la mașină cu Jojo. Discuții după meci, la cald. Da, ce mai poate fi de spus, rezultat final 3-1, victorie meritată a celor de la Peciu. Mister, ce zici? Bă, nu-mi pare rău că am renunțat la Liverpool-Everton. Acolo golul 2 a venit abia prin minutul 90 și cât? 97. Și golul 1 a venit. Așa. Aici până în pauză am văzut deja două goluri. Ce să mai, un meci foarte calomia, chiar am nimerit-o, ca să zic așa. 4 goluri. Am avut atmosferă, am avut fotbal frumos. Suporteri minunați la Poli. Fotbaliști am văzut doar la Peciu Nou. Dincolo la Poli, pentru o viață tineret sănătoasă, da. Recomandăm 30 de minute de mișcare în fiecare zi. Acum să vedem, au dat mâna cu politicul, stadion nou, galerie este, așteptăm să găsească și niște fotbaliști. Sunt sigur și eu că pe viitor ne vom vedea în Liga 1 cu un meci de la Poli pe nou stadion. E doar o chestiune de timp până se va ajunge acolo, dar na, ce să mai. Voi până data viitoare nu uitați, dați un like și ne auzim. Grijă de voi! Ciao. Vivere, 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 v